În ultima etapă a turului din Liga Florilor, primul eșalon al handbalului feminin românesc, CSMD a pierdut din nou, de această dată la Gloria Bistrița, cu 32-17. Aceasta este cea mai severă înfrângere suferită de Devence în prima jumătate de campionat, acestea rămânând pe ultimul loc, fără niciun punct acumulat în 13 etape. Oficialii de la CSMD spun că echipa nu s-a conectat la valoarea Ligii Florilor, fapt trimitere și la buget, mai mic decât al altor formații din primul eșalon, dar speră în salvarea de la retrogradarea directă. Suntem pe ultimul loc, n-am reușit să intrăm în ritmul jocurilor din Liga Națională, este foarte greu. Nu joacă banii, dar sunt foarte importanți, știți la fel de bine și dumneavoastră că în toate domeniile banul e cel mai important. Am încercat, încercăm, eu sunt cel care ultimul își pierde speranța. Eu totuși cred că putem să realizăm evitarea retrogradării directe, prin ce modalități, ce mijloace, rămâne de văzut. Șeful secției de handbal de la CSM Deva a mai făcut trimitere la buget, unul de peste jumătate de milion de euro, și a mai spus că speră să facă excepție de la regula din ultimii ani, care arată că o echipă nou promovată, cum este cazul trupei de la Poalele Cetății, retrogradează la finalul sezonului. Personal așa am o mare responsabilitate sau o dublă responsabilitate, pentru că atunci când făceam handbal pe banii mei, eram responsabil că erau banii mei. Acum sunt de două ori mai responsabil, pentru că fiind bani public trebuie să fii foarte atent și trebuie să încerci să faci tot posibilul în rezolvarea situațiilor. Repet, avem bugetul, nu e așa de generos ca și a celorlalte combatante, restul fiind vechi în Liga Națională, este o regulă aproape generală așa, cine promovează retrogradează înapoi, că nu poate să țină pasul, dar mai sunt excepții, odată la 5, 6, 7 ani se mai întâmplă excepții de genul ăsta. Marian Muntean a mai menționat că regretă situația în care se află echipa și și-a cerut scuze de la secțiile de la CSM Deva care au rezultate mai bune, dând exemplul atletismului și fotbalului, reafirmând că speră în salvarea de la retrogradarea directă până în ultimul moment. Îmi pare rău, îmi cer scuze, aici sunt oameni care au făcut și fac performanță în continuare, mă refer la atletism, că știu foarte bine parcursul deșilor. Uite că acum secția de fotbal, Liga 3, a ridicat capul din țărână ca pasărea Phoenix, dacă îi să o spun așa, după două, trei sezoane cu rezultate mai slabe, acum sunt în top, foarte bine, bravo, deci se poate. Eu cred că și la secția de handbal se poate, repet, și cu asta închei, mă dau bătut atunci când nu mai putem respira. Până atunci, eu cred că vom face tot posibilul să ducem până la capăt obiectivul ăsta. Etapa viitoare, a 14-a, prima din retur, CSM Deva va avea o deplasare infernală pe terenul liderului Rapid București. Partida de Liga Florilor dintre Rapid București și CSM Deva se va disputa sâmbătă 5 februarie, începând cu ora 15.